Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această seară vreau să facem o etalare în iubire, să vedem cine se gândește la tine, ce vine în viața ta, cum te mai găsește pe tine, ce energie aveți voi, persoana din gândul vostru, dacă sunteți într-o relație, tot ce văd vă spun și să vedem, dragilor, persoana din mintea ta, cum este acum în acest moment. Să vedem, receptivă, percepe. Aici persoana din mintea ta și-a răspuns la multe întrebări. Vede clar tot ce a fost în viața sa și renunță la lucrurile de care nu mai are nevoie. Persoana voastră aici se reinventează. Voi sunteți o bucurie. Dar sunteți vanitoși, știți că ați pornit-o pe drumul cel bun și aveți mândrie. Dragilor, fără ego, ne iubim, suntem pe primul loc în viața noastră, dar fără ego. Între voi, voi începeți să vă descoperiți acum, începeți să vă vedeți cu alți ochi. Probabil relația voastră a fost tristă sau aici s-a întâmplat ceva, unul a plâns după celălalt. Aici, dar acum începeți să reinventați relația. Aici probabil nu ați acordat suficient timp relației voastre. Nu a fost suficient timp. Aici au fost lucruri furate, micuțe, mărunte, unul de la celălalt și nu v-ați acordat timp. Când s-a produs separarea, ați început să înțelegeți că suferiți unul după celălalt. Relația va înflori. Aici este posibil să fie o persoană nouă care vine în viața voastră și care renunță acum, se reinventează și își crește vibrația și vă întâlnește pe voi. Aici, între voi, probabil fiecare a avut lucruri de suferit, de trăit și ați trăit. Voi sunteți aici persoane care vă reinventați, vă vindecați la fel ca și cealaltă persoană, doar că sunteți vanitoși. Atenție, pentru că vă autosabotați. Bucuria este despre bucurie, dragilor. Ne bucurăm pentru noi, pentru sufletul nostru. Când noi suntem pe această vibrație a bucuriei, toată lumea din jur este bucuroasă. Cealaltă persoană, perseverență, voi... Întrebări. O întrebare. Vă răspundeți la niște întrebări. Cealaltă persoană este într-o reinventare. Voi vreți perfecțiune. Ăsta este și motivul pentru care vă considerați deasupra. Pentru că ați trecut prin multă durere aici. Și cealaltă persoană a trecut prin situații de joasă vibrație și voi. Ați depășit momentul, mergeți către vindecare, doar că trebuie să fiți blânzi cu voi, voi vreți perfecțiune, vreți ca persoana care intră acum în viața voastră să fie perfectă. Perfecțiunea începe cu noi. Pentru noi suntem perfecți, trebuie să ne iubim și să ne acceptăm așa cum suntem. Miracole! Această persoană se reinventează, iar voi vreți ceva doar al vostru. Un destin pe care vreți să vi-l faceți voi. Între voi va fi completare, va fi o uniune. Haideți să vedem din alt pachet de cărți de aici. Da, aici sunt două suflete care se cheamă, două suflete care au suferit mult și care poate nici nu vă cunoașteți, poate ați vorbit doar... V-ați văzut de câteva ori sau poate ați vorbit doar telefonic sau la un moment dat v-ați pierdut prin lume, iar acum începeți să vă gândiți din nou unul la celălalt. Haideți să vedem. Miracolele se întâmplă, dragilor, miracolele există. Un împărat, un berbec sau un taur, 9 de monede, asul de săbii. Regele de cupe, rac, scorpion sau pești,
spânzuratul și regina de bâte. Dragilor, aici avem persoane în zodii de foc și persoane în zodii de apă. La capătul setului de cărți este nebunul. Foarte frumoasă etalarea. Trei de cupe, bucurie, voi sunteți o bucurie, o încântare pentru sufletul oricui. Trei de cupe, trei de monede. Munciți la visul vostru, voi aici aveți un vis și nu vă mai abateți de la el. Voi chemați o persoană, manifestați aici o persoană și persoana va veni și va veni către voi sinceră. Această persoană este sinceră, onestă, ce a trăit ea în trecut nu mai are nicio legătură cu cine este acum. Această persoană și-a învățat toate lecțiile ca și voi. Mai aveți acea vanitate pe care trebuie să o înconjurați cu multă iubire față de voi. Da, sunteți deasupra pentru că ați suferit și ați evoluat, dar acea suferință trebuie să vă aducă înțelepciune. Bucuria este pentru sufletul fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să ne simțim bucuroși. Voi aici sunteți persoane care vreți bucurie, care vreți încântare, care vreți armonie în jurul vostru. Armonie în suflet, armonie în prejurul vostru. Voi aici ați fost într-un blocaj și voi și persoana cealaltă. Dacă nu vă cunoașteți la nivel fizic, acest lucru se va întâmpla repede, pentru că la capătul setului de cărți este nebunul. Este un nou început, frumos, copilăresc, fantastic, plin de încredere. Cu atât mai mult cu cât aici aveți asul de spade. Asul de spade este un adevăr, este un început plin de curaj, de dorință. Este un început înțelept aici. Voi sunteți foarte deschiși și foarte atenți în același timp la orice persoană vă trece pragul, la orice persoană interacționează cu voi. Analizați foarte bine toate persoanele, pentru că aici ați suferit mult. Sunteți persoane care ați suferit și care ați stat în blocaje dintr-o, și el este la fel, dintr-o persoană autonomă, independentă, benefică pentru ea, ați ajuns într-un spânzurat. Probabil ați avut aici un partener sau o situație greoaie care v-a dus într-un blocaj. Începeți deblocarea în acest moment. 9 de monede este vindecarea sufletului și al vostru și al acelei persoane care, la care voi vă gândiți sau care, pe care voi o manifestați. Aici este un rege de cupe, cum am spus, rac, scorpion, pești, și o regină de bâte, berbec, leu sau săgetător. Cum am spus, poate fi și taur persoana. Dragilor, voi aici sunteți două persoane care acum vă vindecați și vă creșteți vibrația, ieșiți din acea jale pe care am văzut-o, pentru că ciclul s-a încheiat, aici este completare, este final. Tot ce ați trăit v-a adus în acest moment plin de înțelepciune în care voi trebuie să vă alegeți partenerul. Vi-l alegeți înțelept acum. Și aici sunt două suflete care se cheamă. Vă întâlniți cât de curând. Vreau să văd aici două cărți pentru această persoană. Da, această persoană a fost într-o căsătorie, o căsătorie care s-a încheiat. Aici este victorie, moartea și căsătoria. Persoana este o persoană divorțată sau o persoană care a avut o relație de lungă durată și care acum s-a încheiat. Voi veți face o călătorie la țară, unde veți întâlni o persoană mai puțin prietenoasă, doar fățarnică și poate va fi o discuție despre bani. Aici va avea loc clicul vostru, în această călătorie la țară. Poate ieșiți într-un parc, dragilor, și vă vin niște idei. Poate o persoană mai în vârstă vă dă un sfat foarte bun și voi începeți să vedeți viața cu alți ochi. Multă vorbăraie, multe lucruri, iar de aici veți lua
exact ce aveți voi nevoie, din trâncăneli, din discuții ale altora, poate rude mai în vârstă, poate prieteni apropiați care vorbesc de toate, vă întâlniți, se discută pe diferite subiecte, iar aici vă vine o idee, ceva de la care veți pleca. Aici vă veți pune o intenție în univers să atrageți această persoană și persoana va veni către voi pentru că și această persoană manifestă un suflet pereche. Aici, între voi, cadouri și o casă în oraș, probabil. Unii locuiți în oraș, unii locuiți la periferie, într-o zonă de case, gânduri multe. Poate să fie o persoană care lucrează la stat, pentru stat sau în învățământ sau în armată, în poliție. Da, această persoană vine către voi. O persoană sinceră, o femeie sinceră. De la ea veți afla acest gând, această idee. De la ea veți auzi ceva de la care totul va porni. Aici pornește un plan către un nou început, o frumusețe care se scrie acum pentru toți cei care doriți o reinventare a voastră, doriți o relație nouă, un partener nou și pe care îl visați sau o visați. Aici sunteți persoane care manifestați miracole și sunteți într-o vibrație a bucuriei. Știți că puteți să vă reinventați, vreți perfecțiune, iar această persoană va veni cu această perfecțiune. Nebunul 3 de cupe, 3 de monede și 6 de cupe. Aici este hierofantul. Relația dintre voi va putea duce și la căsătorie. Aici aveți credințe mindset-uri schimbate, valori reinventate. Voi vă gândiți aici mult la tot ce ați jelit, tot ce ați trăit și hotărâți să lăsați în urmă acea durere. Pentru că aici văd o reinventare, văd o frumusețe ce se întâmplă. Călătorii la țară sau într-o zonă turistică bună, cu verdeață, benefică pentru voi. Poate mergeți la o cabană, poate acolo vă întâlniți cu această persoană, un nou început, frumos, îmi place. Sunteți extrem de atenți aici la tot ce vine în viața voastră și nu mai faceți niciun compromis, dragilor. Vreau să văd această nebunie care va urma. Aici văd o nebunie care vine către voi. Siguranță, securitate, intenție și dedicație. Da, dragilor, vă dedicați intenției voastre, vă dedicați visului vostru. Aici faceți ca lucrurile să se întâmple. Aici stați în această bucurie și o simțiți. Cicluri. Trebuie să înceapă ceva frumos. E luna, sunteți intuitivi, sunteți persoane, poate visați, poate în vis vi se arată că e momentul ca această persoană să ajungă în viața voastră. Cicluri. Aici a murit ceva ca să se poată naște ceva nou. Îmi place mult ce văd, vreau și de aici niște cărți. Haideți să vedem, dragilor, ce va urma, ce va fi în viitorul apropiat. Toate lucrurile pe care le purtați în suflet vă vor ajuta. Aici aveți amintiri și plăcute și mai puțin plăcute și le transformați într-un vis. Da, sunteți foarte atenți, dar cu acea vanitate trebuie să fiți atenți. Nu purtați măști, intrați în relații așa cum sunteți voi, dragilor. Pentru că pe termen scurt este bine, dar pe termen lung vă autosabotați. Măștile
Nu sunt pentru voi aici, măștile sar în aer. Voi veți întâlni o persoană care va fi oglindirea voastră, o persoană care va fi deschisă, care și ea a suferit la rândul ei și ea suflă și în iaurt și voi faceți la fel. Am văzut și pajul de spade, am văzut și această școală veche pe care... O ascultați, țineți cont de experiența pe care ați avut-o, ăsta fiind motivul pentru care sunteți precauți. Sunteți persoane care ați avut inima frântă, dragilor, și această persoană este tot ieșită dintr-o relație unde a avut inima frântă și începeți să lăsați la o parte tot ce ați fost învățați și să o luați de la zero cu intenții bune. Aici una dintre persoane a fost fugarul. A fugit ori voi, ori cealaltă persoană dintr-o relație. A fugit pentru că era într-o codependență, a fugit ca să nu fie părăsită și bine a făcut pentru că s-a îndreptat către ceva frumos. Voi, aici a fost scutită această persoană de un final tragic. A suferit, dar a evitat ceva și mai tragic aici. Probabil printr-o separare, printr-un divorț, a scăpat de ceva foarte greu această persoană. Între voi, conversații, veți vorbi ore întregi, mult, frumos, despre voi, despre visele, despre visurile voastre. Aici învățați să trăiți cu voi și să vă bucurați de cine sunteți voi. Vine această persoană repede către voi, poate aici în această călătorie, cum am spus, simt că o veți întâlni și veți sta la o ceașcă de cafea, o întâlnire, o discuție. Aici o să vi se pară că această persoană o cunoașteți de sute de ani, va fi o frumusețe, iubire necondiționată, dai și primești iubire, aici tot ce oferi primești înapoi. Vreți o relație perfectă, aveți un vis, visați la el și visul se împlinește. Iar această persoană vine către voi pentru că și ea visează tot o persoană cu care să completeze un ciclu și să deschidă unul nou, frumos, pasional, curat, cu asul de spade, cu adevăr, cu sinceritate, cu noblețe, cu frumusețe. Dragilor, aici văd o relație frumoasă care va înflori și care este pe cale să se întâmple. Este ceva venit de sus, ceva ce voi trebuie să renunțați la acea jale, acea tristețe. Lăsați-o să aparțină trecutului ca să puteți avea acest festin, să vă celebrați aici bucuria, să vă desenați soarele pe propriul cer. Aici este cartea numărul 11. Desenează soarele pe cerul vieții tale. Iar această persoană va fi soarele vostru, va fi soarele tău. Este cartea 11, este cartea sufletelor pereche. Tot ce manifesti vine acum spre tine. Un vis se împlinește. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!